Bună ziua, stimați cetățeni! Împreună cu colegii din platforma DA, Igor Otaru și doamna Zinaida Cebănaș, care sunt antreprenori de profesie, venim în această conferință de presă pentru a bate alarmă cu privire la o decizie a Comisiei Situației Excepționale, prin care se împovărează activitatea antreprenorilor și totodată se favorizează băncile din Republica Moldova. Însă, pentru mai multă claritate și pentru a explica care sunt problemele și a veni cu propunerele platformei DA pentru a debloca această situație, o voi invita aici pe doamna Cebănaș, care este antreprenor de profesie și este președintele Organizației Teritoriale a Raionului Râșcani. Mulțumesc! Bună ziua! Dragi concetățeni, astăzi, în calitate de reprezentant a Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr și ca membru a mediului de afaceri cu experiență de peste 20 de ani, mă adresez vouă pentru a-mi exprima preocuparea profundă referitoare la dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale numărul 75 din 19 iulie 2023. Această decizie a generat o modificare în articolul 22 din legea numărul 212 din 2004, care vizează regimurile de stare de urgență, asediu și război. În conformitate cu această modificare, profitul net și dividendele acordate asociațiilor și acționarilor se vor face exclusiv prin transfer bancar. Această schimbare, aparent nevinovată, dar subtilă, are implicații semnificative asupra economiei noastre și, în special, asupra mediului de afaceri. Analizând cu atenție această decizie, am constatat că modificarea aduce beneficii doar băncilor comerciale, care oricum au înregistrat profituri impresionante în ultimii ani. În 2022, veniturile totale ale băncilor au crescut cu 5,6 miliarde de lei față de anul precedent, ajungând la 14,5 miliarde de lei sau o creștere de aproape 62% în comparație cu 2021. La finele anului 2022, profitul în sectorul bancar a ajuns la 3,6 miliarde de lei, o creștere de 58,6% sau cu 1,3 miliarde de lei mai mult față de sfârșitul anului 2021. Totodată, conform datelor statistice actuale, produsul intern brut pentru anul 2022 constituie 272,6 miliarde de lei sau o descreștere de aproape 6% față de anul 2021, care ne dă de înțeles că, per general, alte ramuri ale activității economice în Republica Moldova sunt în descreștere majoră. Oare este acesta un fenomen firesc? Aceste modificări însă nu afectează doar mediul de afaceri, ci și populația în general. În realitate, ele amplifică avantajele pentru băncile comerciale, care acum pot percepe plăți și comisioane în mod direct pentru fiecare tranzacție. De exemplu, atunci când oamenii primesc carduri bancare, comisioanele sunt aplicate pentru orice operațiune bancară. Agenții economici care primesc plăți prin cardurile bancare sunt supuși taxelor de minimum 1,5%, ajungând până la 2,5% plus aproximativ cam 150 de lei și pentru deservirea lunară, acest comision poate fi tratat ca fiind profitul ratat al entității, care desigur ar putea fi investit în dezvoltarea activității economice. Un alt aspect important este că în rețelele de comercializare, adesea plata cu cardul bancar atrage reduceri mai mici decât plata în numerar, făcând agenții economici mai puțin competitivi pe piața de vânzări.
Dacă abordăm situația dată prin prisma punctului 1 din articolul 8 al legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, a articolului 39 din legea privind societățile cu răspundere limitată și a punctului 3 litera K și L, a articolului 48 din legea privind societățile pe acțiuni, putem concluziona că decizia privind mărimea, modul și termenele de achitare a dividendelor aparțin în exclusivitate adunării generale a asociațiilor sau a acționarilor, iar statul este obligat să creeze condiții adecvate pentru activitatea întreprinderilor. Este important, de asemenea, să subliniem că mediul de afaceri, cu excepția băncilor comerciale, se confruntă cu dificultăți financiare crescânde. Aceste modificări aduc un nivel de presiune asupra acestui mediu deja vulnerabil, lăsând băncile să prospere în detrimentul altora. Avem peste 800 de semnatari ai petiției care evidențiază abaterile de la reglementările legale existente în privința SRL-urilor, societăților cu acțiuni, pe acțiuni și codului fiscal. Totuși, până la acest moment, nu există niciun răspuns sau vreo reacție din partea guvernului. Menționăm că noi susținem necesitatea digitalizării și a utilizării cardurilor bancare, însă considerăm că comisioanele sunt prea mari și astfel de măsuri duc de asemenea și la folosirea irațională a timpului agenților economici care efectuează operațiunile cu numerar. Totodată, considerăm că marea majoritate a beneficiarilor din localitățile rurale vor întâmpina dificultăți și cheltuieli în plus la utilizarea acestor mijloace financiare. În loc să simplificăm lucrurile, noi din nou le complicăm. Chiar și dorința guvernării de a urmări direcția transferurilor în scop nobil nu justifică acest model, odată ce el favorizează doar câteva grupuri de interese restrânse. Platforma Demnitate și Adevăr a fost întotdeauna un susținător al antreprenorilor și populației. De aceea propunem, în primul rând, a exclude articolul 1 din dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale numărul 75 din 19 iulie 2023. Îndemnăm guvernul să acționeze în favoarea majorității și să abroge această decizie nefericită care sporește privilegiile băncilor comerciale și afectează dezvoltarea durabilă a economiei. 2. A modifica articolul 7 prim, aliniat 1, din legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi cu următorul conținut. Instalarea terminalelor de plată fără numerar ale băncilor comerciale și sau societăților de plată licențiate de Banca Națională a Moldovei rămâne la discreția agenților economici, iar comisionul pentru deservirea lunară a terminalului de plată va fi negociat direct între agentul economic în funcție de area geografică, situația economică și altele, și băncile comerciale sau societățile de plată licențiate de Banca Națională a Moldovei. 3. A se amenda proiectul de lege înaintat de guvern pe 11 august 2023, care prevede efectuarea decontărilor în numerar și anume a articolului 6 aliniatul 1 litera F, care presupune că persoanele juridice, fizice, ce desfășoară activitatea de întreprinzător, organizațiile, reprezentanțele și alte tipuri de persoane au dreptul să efectueze plăți sub formă de dividende către toți asociații sau acționarii în numerar în sumă ce nu depășește 100.000 lei anual. În acest sens, solicităm modificarea sintagmei către toți
în sintagma la fiecare. Totodată, salutăm stabilirea limitei de 0,1% pentru comisioanele impuse de către societățile de plată la decontarea cu persoanele fizice și încurajăm abordarea acestui proiect de lege. Astfel, entitățile mici și mijlocii vor avea oportunitatea de a activa mai liber și mai transparent. Trebuie să acționăm într-un mod concurențial care să promoveze bunăstarea generală și să ofere oportunități egale pentru toți actorii economici. Haideți să acționăm și să lucrăm împreună pentru a crea un mediu economic în care toți să aibă șansa de a prospera și în care să punem bazele unui viitor durabil pentru generațiile viitoare. Echipa noastră rămâne deschisă pentru un dialog și colaborare în scopul obținerii unei soluții eficiente și benefice pentru întreaga societate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cebănaș. Să fie clar, noi înțelegem că avem un război la hotar, iar starea de urgență este necesară pentru ca autoritățile să poată acționa rapid atunci când există un pericol. Dar, în același timp, noi constatăm că de nenumărate ori, prin intermediul Comisiei Situații Excepționale, se lobează anumite interese. Și pot enumera doar câteva. Pentru că parcursul acestei perioade a fost prelungită autorizația de mediu a uzinii metalurgice de la Râbnița prin intermediul Comisiei Situații Excepționale. Tot prin această comisie a fost autorizat importul în stânga Nistrului a pesticidelor care nu sunt omologate pe teritoriul Republicii Moldova. Tot prin această comisie, printr-o decizie secretă, au fost scoși peste 4 miliarde de lei din bugetul statului și dați la Energocom. Iar acum deja ne trezim că tot prin această comisie de situații excepționale, noi favorizăm băncile. Această hotărâre despre care a vorbit doamna Cebănaș este strict în favoarea băncilor. Pentru că chiar și dacă profitul, dividendele se achită în numerar, aceasta este inclus în rapoartele fiscale ale antreprenorilor. Statul oricum își primește cele 6%, însă prin modificarea care au făcut-o ei, îi obligă antreprenorul să-și ia banii, să meargă la bancă, să-i pună în cont și să-i scoată înapoi, iar banca să-și ia minim 1,5% din acești bani. Iată care este tot și retlicul. Și conform statisticii, în 2022 veniturile băncilor au fost de 14,5 miliarde, cu 5,6 miliarde lei mai mult decât în 2021. Deci ce face guvernul? Dorește să crească profiturile băncilor pe spinarea antreprenorilor? Noi îndemnăm guvernul să anuleze această decizie, pentru că tot guvernul a venit cu o soluție, cu un proiect de lege care este mult mai calculat și anume pe această modalitate ar trebui să mergem. În al doilea rând, îl îndemnăm pe prim-ministru Dorin Recean și întregul guvern să nu mai folosească starea de urgență, comisia situației excepționale pentru a rezolva interesele unor persoane pe sub masă. Noi ne dorim transparență și nu în ultimul rând. Aceste propuneri care au fost enumerate astăzi, sperăm să fie auzite, astfel ca să nu împovărăm antreprenorii din Republica Moldova, care și așa, în ultimii 2 ani, sunt într-o perioadă de criză și încearcă să supraviețuiască. Haideți să creăm condiții bune ca ei să se dezvolte. Și să fie clar, platforma DA susține achitarea cu cardul. Susține trecerea la transferuri bancare. Dar întâi de toate, acest proces trebuie făcut cu cap. În primul rând,
trebuie de redus comisioanele băncilor care fac bani nebuni doar prin aceste transferuri. Trebuie să asigurăm condiții astfel ca fiecare antreprenor să-și poată instala un terminal bancar și în cel mai mic sătuc să-și poată instala acest terminal. Și doar după ce facem aceste condiții atractive, doar atunci putem să mergem cu obligativitatea ca totul să aibă loc prin transferuri bancare. Noi vă mulțumim pentru că ați privit această conferință de presă. Sperăm că mesajul platformei da unul constructiv în interesul cetățenilor și nu al băncilor. Va fi auzit de către guvern, iar această decizie a Comisiei Situații Excepționale va fi revăzută. Vă mulțumim și o zi bună!